Astăzi voi arăta cum fac un flyer publicitar, fluturaș sau reclamă. Salutare tuturor, sunt Cătălin Iamandi, bine ați venit pe canalul R-Type Evolution. Aici puteți învăța grafică și finanțe personale. Astăzi voi explica cum se procedează când facem designul unui flyer sau cum se mai cheamă în română fluturaș publicitar, reclamă. Una dintre cele mai folosite forme de promovare a unei afaceri este prin tipărirea de volante sau flyere cu oferta firmei. Pe lângă ofertă, flyerul va conține eventual sigla firmei și poate câteva poze reprezentative cu produsele promovate. Este în sarcina graficianului să găsească o manieră atractivă și estetică de a prezenta aceste elemente. Voi lua un exemplu simplu pentru a înțelege și diferenția elementele. Consider că cel mai potrivit program în care să construim flyerul este CorelDraw. Plecăm de la textul ofertei și vedem cât de mare ne trebuie formatul flyerului pentru a afișa toată oferta cu un corp de literă rezonabil, minim 8 puncte, ca să fie citibil. Recomand corp de literă 10 puncte. Cele mai folosite formate de flyer sunt 1x3 din A4, adică 99 cu 210 mm, și 1x2 din A4, adică 105 cu 297 mm. Să presupunem pentru exemplul de față că flyerul este 99 cu 210 mm plus blidul de 3 mm de jur împrejur pentru tăierea la ghilotină. Plecând de la sigla firmei și de la fotografiile de produs, putem alege culorile flyerului, de așa natură încât acestea să fie asortate și contrastante pentru a putea citi ușor textul și a observa cu ușurință elementele grafice. Culorile calde sunt roșu și galben, iar tonurile reci sunt cyan și negru, dar și combinații între aceste culori. Să trecem pe calculator pentru a exemplifica în CorelDraw. Pentru că vom tipări acest flyer, el va trebui să fie în sistem CMYK. Mărimea va fi 99 cu 210 mm. Vom face un dreptunghi cât foaia și vom adăuga 6 mm pe ambele axe. Asta ne va permite să avem un blid de 3 mm de jur împrejurul paginii. Acest dreptunghi putem să-l colorăm ce culoare dorim în funcție de specificul firmei. Vom aduce lângă pagină materialele, respectiv textul pe care îl vom folosi în ofertă. Eventual sigla firmei. Și ce alte poze ne-a mai pus la dispoziție clientul. În cazul nostru vom pune niște ghiduri în marginea paginii pentru a vedea mai ușor unde se termină și care este blidul paginii. Am pus textul nu trebuie lipit de marginea paginii, trebuie întotdeauna lăsat cel puțin 3-4 mm până în margine. La fel și sigla o putem centra în pagină, coborâm textul puțin mai jos și ne uităm să vedem ce mai putem face. Această poză o putem adăuga și pe ea în pagină. O să o punem pe subtext folosind comanda Control Page Down. Ea acum este pe dedesubtul textului, dar pentru că această poză este destul de colorată, ca să spun așa, devine destul de greu de citit textul și atunci o vom estompa folosind o transparență. Dacă dorim, putem să mai colorăm titlurile folosind culorile din logo. În acest moment, noi putem genera un PDF pe care să-l trimitem la tipografie. Un detaliu important de luat în calcul este tipul și mărimea hârtiei pe care se va tipări această reclamă. Aceste lucruri se stabilesc de comun acord cu tipografia, dacă există pe stoc sortimentul de hârtie, cât costă și altele. În funcție de mărimea colii de hârtie putem afla încadrarea, adică numărul de flyere pe care le obținem dintr-o coală tipărită. Spre exemplu, dacă flyerul se va tipări pe o coală 35×50 de centimetri, sau 32×44 cm, putem vedea că intră 6 flyere. Dacă ați găsit măcar o informație utilă, vă rog să apreciați videoclipul și să-l trimiteți și altor persoane care ar putea fi interesate să învețe. Mulțumesc frumos că ați rămas până la final și vă rog să vă abonați, dacă nu ați făcut-o deja, pentru a primi în continuare informații de calitate pe grafică și finanțe personale. O zi plăcută!